Mai ușor de obținut decât un credit de consum, un card de cumpărături poate fi plin de capcane dacă nu e folosit corect. Dobânzile pot ajunge până la 30% dacă rata nu e plătită la timp sau dacă, în loc de rată, clientul achită doar suma minimă de rambursat comunicată de bancă. Cardul de credit îi oferă numeroase avantaje posesorului, dar dacă nu este folosit cum trebuie, se poate transforma într-o povară. N-a fost o experiență foarte bună pentru mine, pentru că aveam și alte credite și contribuia foarte mult acest card la analiza unui credit nou, în sensul că trăgea în jos foarte mult veniturile din cauza ratei care era la cardul de credit. În schimb, m-am folosit de el, e adevărat, am luat bunurile de care aveam nevoie. Am încercat să achit la termen pentru a nu plăti acea dobândă foarte mare. Am încercat și am și reușit în cea mai mare parte. Te-ai gândit vreodată să iei un card de credit? M-am gândit și am și făcut asta. Pot să te întinzi un pic mai mult decât îți poți permite? Într-adevăr, cardul de credit poate fi foarte util atunci când vrei să cheltui o sumă mai mare fără să faci o gaură în buget. Când cineva își mobilează casa, poate opta pentru un card de credit care să nu te stabilizeze bugetul familiei printr-o cumpărătură mare făcută imediat. Din acest motiv, băncile oferă de obicei și posibilitatea ratelor direct pe card, care, de exemplu, pot merge până la 60 de rate, fără dobândă. Până în acest punct sunt numai beneficii, dar există și capcane care pot fi evitate. În primul rând, trebuie plătite comisioanele și dobânzile datorate băncii, apoi rambursată integral rata lunară. E important și să nu fie folosit cardul de credit la retrageri de numerar de la bancomat. Menirea lor este să fie folosită direct la comerciant, la cumpărături. Dobânzile pentru sumele retrase direct de la bancomat sunt mai mari, în general, decât dobânzile pentru sumele folosite direct la plata la comerciant. O altă capcană este suma minimă de rambursat. Este o sumă de între 2% și 10% în funcție de bancă, care trebuie rambursată lunar din suma cheltuită pe card, numai că dacă te limitezi doar la acea sumă minimă de rambursat, pentru restul de sumă cheltuită, se plătește dobândă. Dobânda poate ajunge și la 35%, de două ori mai mare față de dobânzile unui credit de nevoi personale, astfel că pentru o sumă de 6.000 de lei poți ajunge să plătești băncii dublu dacă rambursezi lunar doar suma minimă.